Bine v-am găsit, pești! Voi face etalarea pentru sfârșitul de săptămână, sâmbătă și duminică, deci 12-13 iunie 2021. Pentru mulți acest sfârșit de săptămână nu a ieșit foarte frumos, să zicem. Poate tocmai datorită vremii, că avem o vreme destul de urâtă, sau poate schimbărilor care ni le impune eclipsele. Schimbări care vor fi luate nu în urma unor tensiuni. La baza pachetului aveți prințul de pentagrame, o fecioară. Poate fi vorba de chiar de relația voastră, sau gândiți la o persoană cu aspectul pe fecioară sau vă întâlniți. Este o persoană creativă, o persoană care se descurcă din punct de vedere financiar, dar așa cum sunt fecioarele, sunt totuși muncitoare, muncitoare, serioase. Haideți să vedem relația voastră. Oh, ce aduceți în relație, ce aduce partenerul în relație, cum percepeți relația, cum o percepe partenerul. La mijlocul relației voastre este diavolul. Am zice că poate să vă gândiți, ia să o pun puțin invers. Le pun așa, ca să apară mai frumos și să nici nu mi le ia vântul. Deci cert este că aveți diavolul, vedeți capul, reprezintă un capricorn. Poate fi o persoană din apropierea voastră care vrea să vă aibă în posesie și vă urmărește, vă vânează orice greșeală, orice pasiune, orice imprudență pentru a o exploata. Deci sfatul este să vă feriți în această perioadă de pasiuni, de greșeli, de vicii. Și șapte de spade. Șaptele de spade arată totuși ceea ce aduceți voi, ceva care nu este adevărat, ceva care nu este, cum să spun, corect, un înscris, ceva care vă frământă, poate să fie ceva legat de locul de muncă sau poate să fie chiar o problemă din familie, din casă, și aduceți acest lucru, deci această situație dificilă, deci în care nu aveți controlul la ceva. Este ceva ascuns. Șapte de spade. Vorbe ascunse, vorbe, declarații, declarații la genul că poate să spună, eu știu orice, poate să spună acest de către, pentru urechile celelalte, știți, dacă vrea să vă creeze probleme și să speculeze orice greșeală voastră. Partenerul arată că vrea să rămână, deci aduce familia, sau mai bine zis, se aduce pe el în familie, vrea să fie alături de familie, vrea să fie împreună cu familia, dacă sunteți foarte tineri, s-ar putea să vrea să fie împreună cu părinții, cu rudele apropiate, să fie un fel de reuniune în familie. Cam acesta ar fi aspectul, un fel de reuniune în familie, 10 de cupe, familia unită. Cum percepeți voi relația? Un 3 de pentagrame. 3-ul de pentagrame reprezintă creativitatea. Vreți să începeți ceva creativ în această relație, ceva care să vă aducă venituri mai bune. Dar vedeți, această creativitate a voastră s-ar părea că nu e prea bine privită de ceilalți, fiindcă aveți aici care s-ar putea să încerce să vă creeze probleme.
am putea spune că această creativitate este și aspectul pe Capricorn, Marte în Capricorn. Și diavolul tot Capricorn reprezintă. Poate să fie o persoană care are acest aspect pe Capricorn și care cumva vrea să vă pună bețe în roate. Voi s-ar putea să obțineți într-adevăr tot ceea ce vă doriți de la această creativitate, numai dacă o conduceți genial. Deci nu este o creativitate care, cum este treiul de bâte, unde vine acea investiție pe care o faceți, inițiativă pe care o faceți și va aduce o creștere. Acest trei de pentagrame este admirat de ceilalți, dar nu neapărat va aduce nu știu câți bani. Bun. Partenerul ce aduce? Un 6 de cupe. Copilăria. Cunoștințele din copilărie. Prietenii. Rudele. Asta va aduce. Deci va aduce sau poate că mergeți și faceți o vizită la părinți, la familia sau, și cunoașteți, cum să spun, trecutul din copilărie. Asta aduce el și percepe totul ca pe o copilărie. El își aduce familia, își aduce să fie reunită și percepe această relație ca pe aspectele din copilărie. Eu vă doresc numai bine și un sfârșit bun de săptămână.